Cristiano, cum ți s-a părut meciul de astăzi? Mi s-a părut un match bun din partea nostra. Obiettivo nostro era să castigăm aceste 3 puncte. Și cred eu che și calitatea jocului a fost una bună. Și mă bucur, vreau să-i felicit pentru băieții, pe băieții, pentru că oricum, repet, nu era ușor pentru că am tot de pierdut în aceste meci. Și acum că am castigat 3 puncte, suntem un pic mai liniște, am capitat un pic mai multă încredere și băieții că pe teren se pare che se ricasesc bine, adică traseuri, calitatea jocului mi s-a părut buna. Și atunci mergem înainte și asta ne dà moralul pentru urcare un pic sus în clasament. Se gândește Cristiano Bergoli la play-off? Ma in questo momento non mi gandesc la nimica, dica, non mai sa imbunatasesc echipa, jocului, câte aspecte. Trebuie să muncim încă mult pentru a ajunge la un nivel mai bun, pentru că cred eu că am giocatori de calitate și speriamo che potremo aggiungere a un livello mai sus e in classamento come spuna la vostra si aggiunge alla sfascita del campionato in playoff da noi è uscito trebuie rabdare e da io zic che sentiamo per un drumo buon 2-0 in tour, 2-0 in retour, ce lipsește Clincenului? non stiamo Clinceni acum trece printr-un momento așa o morale la pământ normale che dar io am vorbit cu cineva de acolo. No, mi disse che come campionato è lungo, io credo che in gennaio possa fare qualcosa per migliorare l'equipa, che credo che dopo è un mica campionato che se vuole giocare si puntele, io credo che Schick Clinceni si può salvare la retrograda, è normale, come è un momento, non è uscito per ieri, ha uscito altri problemi, speriamo che faccia un campionato da come in colo bene. Mulțumim frumos! Grazie.